Salutare băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube. În acest videoclip vă voi arăta cum vă puteți recupera contul pierdut de Brawl Stars sau furat, după caz, pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, bă, mi-am pierdut contul sau mi-a fost furat contul de către un coleg, ceva de genul, sau i-am dat eu parola și nu mai este pe cont. Să nu ai multe exemple de genul, m-ați întrebat, bă, cum faci? V-am zis mereu pe live-uri că nu mi-a furat niciodată nimeni contul și nu știu exact cum se procedează. Dar am zis că dacă tot m-ați întrebat foarte mulți, haideți să facem și un episod, băieți, în care să vă explic chestia asta. M-am informat, am căutat pe net și pe site-ul celor de la Supercell și am văzut toți pașii pe care trebuie să îi îndepliniți pentru a vă recupera contul 100% sigur, adică este garantat că îl recuperați dacă faceți toți acești pași. Și dacă, să zicem, aveți prieteni care știți că și-au pierdut contul, colegi sau cunoștințe și așa mai departe, trimiteți-le și lor acest videoclip, dați-le un share forțan acolo ca să ajungă la cât mai multă lume, pentru că acest videoclip vă va putea fi folositor chiar și vouă, dar chiar și cunoștințelor voastre, pentru că mulți dintre voi ați experimentat această problemă de a vi se fura un cont. Pentru început, gen, trebuie să intrați la settings, aici gen dați pe cele 3 bări și aveți aici opțiunea settings. Vă reamintesc să dați și like, am uitat să vă zic de like și subscribe dacă sunteți noi. Ok, deci intrați la aceste 3 bare, settings, și o să vedeți aici help and support. Dați pe help and support, așa. Și încă o recomandare destul de importantă, băieți, din moment ce contul v-a fost furat, gen contul vostru a fost furat, este foarte posibil ca voi să nu mai aveți acces la cont. Deci sunt șanse mari ca cel care vi l-a furat să vă fi oprit deja accesul la cont. Puteți face la fel de bine această operațiune și de pe un cont secundar, adică dacă aveți două conturi de Brawl Stars și dintre care unul e furat, prin cel de-al doilea cont, mai mic de exemplu, chiar și, nu știu, 100 de trofee dacă are, sau dacă vi-l faceți pe loc, tot puteți recupera contul. Deci, dacă voi vă pierdeți contul, trebuie să vă faceți alt cont micuț ca să puteți intra în toate aceste setări ca să le recuperați. Intri la account frumos și o să-ți apară, mă rog, aici mare, I lost my account, recover your account. Hai să intrăm și ai mai multe opțiuni pe care le veți selecta. Recover your Supercell ID, someone else is playing my account, adică dacă e o persoană care este pe contul vostru. Asta cu transferring, sigur nu o să aveți nevoie de el. Asta nici atât, how can I keep my account secure? Și asta, I lost my account, este posibil. Așa că hai să dăm, să zicem, pe I lost my account. Vom da în continuare click pe someone else is playing my account. Bun, și după cum vedeți aici vă zice dacă te ajută. Astea sunt practic doar niște sfaturi, nu sunt pașii propriu-ziși. Dacă vă ajută, trebuie să faci ca să recuperezi contul, să le trimiți lor un mesaj cu tagul vostru, numele contului, levelul contului, nu știu de ce am zis a contului, levelul, trofeele, numele clubului sau clanului în care ești. Asta scrie la modul general pentru toate jocurile și eu vă citesc toate chestiile astea pentru a vă face o anume idee. Hai să le dăm și like pentru că ne-a ajutat și aici dați pe contact us. Foarte important, aici trebuie să dați pe contact us și dăm pe message us. Ok? Și scriem aici hello someone has stolen my account. Bun, și dăm send. Vedeți? Și apare aici frumos sending. Și după cum vedeți, la cât 2 secunde distanță ne-a răspuns Carl, please select the topic you need help with. Și avem opțiunea lost Supercell ID, lost account. Și noi o să dăm pe lost account. Ok? Selectăm asta. Și ia uitați aici ce ne zice, asta e foarte, foarte important. Hey there, it's Carl again, I'm here to help you. Sunt aici ca să te ajut să îți recuperezi contul fără ajutor uman. Nu pot să înțeleg orice scrii,
așa că scrie doar chestii la care pot răspunde. Și prima întrebare. What is the player ID of the account you lost? Deci te întreabă ID-ul. Și de-aia vă zic, foarte important, aveți nevoie de un cont secundar care să îl aveți, de exemplu, la prieten pe acel om. Gen, cel care a pierdut contul, să-l aveți la prieten, pentru că ID-ul acesta nu se poate schimba. Trebuie să-l aveți la prieten sau măcar să fiți în clubul lui ca să puteți să accesați toate informațiile astea. You check your player ID in your profile or the friends tab. Exact ce vă ziceam. Sau dacă să zicem, aveți un prieten pe lângă voi care vă poate ajuta, de altfel poate la fel să vă ajute. Înțelegeți voi și hai să, nu știu, să băgăm un ID random. Să zicem că este A G, nu știu ce, Y Q P 3 7 9 3. Ok? Îi dăm așa. Great! Question 2. What is the name of your lost account? Vedeți, vezi? Deci, întrebarea a doua, chiar dacă răspunsul nu e neapărat corect, nu știu dacă e corect, s-ar putea să fie un cont gen cu numele ăsta, sper că nu e, că nu vreau să furăm cuiva contul, Doamne ferește. O să te întrebe care e numele contului. Hai să băgăm Alexuțu Nuș. Hai să zicem așa. Că n-am nici cea mai vagă idee. Ok. Bun, mi-a zis frumos nume. Întrebarea 3. Care este suma aproximativă de trofee a contului tău pierdut? Hai să zicem, nu știu, 13.000. Zicem și noi așa aproximativ, nu știu. Și care este numele clubului în care ești? Dacă ești într-unul. Hai să scriem I, fără chestii, I have no club. Ok? Să zicem că n-am club. Vedeți? Și acum zice, oops, I couldn't find the account. I can't understand everything you write, so I have to give me very accurate answers. Deci, trebuie să dai răspunsuri foarte clare, foarte precise, pentru că totuși este un bot. Înțelegeți? Și ne-a zis că nu a găsit contul, pentru că nu are cum să-l găsesc, pentru că este un cont inexistent. Am băgat toate astea random. Dar voi, dacă o să-l găsiți, dacă vă băgați datele exacte ale contului, el vă va găsi contul. Vă va cere după o adresă de e-mail pentru a vă schimba adresa. După ce ați completat toate datele cu numele exact al contului, trofeele și clubul, el vă va cere o adresă de e-mail pe care o veți băga, gen ca să vă puteți loga de pe acel cont, înțelegeți? Pentru că, să zicem că persoana care v-a furat contul vă cunoaște deja adresa de mail, vă va cere așadar o adresă nouă. Voi băgați o adresă nouă pe care să nu mai fie făcut niciun alt cont de Brawl Stars, pentru că altfel îl veți pierde. Adică dacă folosiți o adresă pe care deja o folosiți la alt cont de Brawl Stars, veți pierde de tot acel cont. Așa că trebuie să faceți ori o adresă de mail nouă, ori o adresă care nu prea o folosiți. Și de preferat să aveți doar voi accesul la ea. Și cam astea au fost informațiile, băieți. Sper că v-a fost de folos. Aceasta este metoda prin care vă veți putea recupera contul 100% garantat, adică vă garantez, dacă faceți toți pașii ăștia corect și exact, nu aveți cum să nu vă recuperați contul. Eu am fost atât vlog, sper că v-am fost de folos, nu uitați de share și la prietenii voștri, ne revedem la un nou episod sau live, salut!